Încercând să plec de acasă înaintea orei stabilite, m-am uitat la biserica din josul străzii cu alți ochi. Am văzut-o probabil pentru prima dată ca pe ceva mai mult decât un simplu peisaj de pe traseul meu obișnuit. Câteva clipe mai târziu eram la ușa bisericii încercând clanța. Era sâmbătă la urma urmelor, dar am reușit să intru cu ușurință și m-am trezit rătăcind prin pridvorul bisericii înainte să pătrund în locașul propriu-zis, după multe șovăieli. Am ales să mă așez într-o strană șubredă din fundul încăperii. M-am simțit numai decât cuprins de o senzație de stingereală. Nu mai fusesem de ani buni la biserică și chiar și atunci mergeam doar de sărbători sau la cununii. Remarcam fiecare sunet ca și poziția nemișcată a celor câțiva vizitatori îngenunchiați în stranele din față. Mă întrebam dacă, dat fiind faptul că mă aflasem în prezența unui demon, aveam deopotrivă să simt mai pregnant prezența lui Dumnezeu? Dar nu am simțit nimic. În ultimele săptămâni fusesem tentat să răscolesc prin cutiile de acasă în căutarea vechiului certificat al confirmării mele, dar nu puteam suporta gândul de a da peste vreun lucru de-a lui Obrei, nici măcar de a-i vedea scrisul pe marginea vreunei cutii de pe vremea când ne mutaserăm împreună la începutul relației noastre. În cele din urmă am ajuns la concluzia că un biet certificat îngălbenit de vreme nu va lămuri nimic. Nimic nu m-ar fi putut pregăti pentru toate astea. Nu mi-aminteam ca pastorul Fagan să fi predicat vreodată despre demoni, nici măcar despre diavol, decât prin aluzii vagi. Nu că despre Dumnezeu aș fi avut o percepție mai clară, pe de altă parte. Dumnezeu era pentru mine la fel de real precum gravitația de pe Jupiter sau conceptul de expansiune a Universului. Idei semnificative la nivel teoretic, în mod special pentru cineva care studiază astronomia sau trăiește pe Jupiter, dar nu despre care mi-aș dori să știu mai multe direct de la sursă în viața asta. Fusesem întotdeauna adeptul părerii moderne că religia e plină de contradicții, produsul unei tradiții orale supraestimate pe care doar fanaticii se căsnesc să o împacheteze frumos, ca și când ar încerca să îmblânzească un animal sălbatic. În plus, așa cum observase și Lucian, nu avusesem niciodată nevoie de religie ca să fiu un om bun. Tatăl meu a reușit să-mi insufle lucrul acesta prin propriile lui metode. Fără să fi fost un om perfect, avea un temperament care mocnea în tăcere vreme de săptămâni în șir, așteptând să-i rupă la prima greșeală sau notă proastă. Tăcerea era un semn bun din partea lui, iar lipsa oricărei comunicări, o veste plăcută. Cu astfel de educație nu avusesem câtuși de puțin nevoie de Dumnezeu. O rază din lumina după amiezii se răsfrânse asupra mai multor strane în clipa când ușa bisericii fu deschisă. Câteva momente mai târziu, un bărbat de culoare cu o jachetă de blugi intră pe la capătul celălalt al șirului de bănci unde mă aflam și eu și se așeză chiar lângă mine. Mirosea a lemn de santal și a săpun. Privirea mă alunecă pe ceas, 4:15 după masă. Mă întrebam dacă vei putea să intri aici. Lucifer însuși are intrare liberă înaintea tronului lui Dumnezeu. Crezi că zidurile unei biserici m-ar putea opri? Vocea lui avea un timbru cald, baritonal, ce nu trebuia să recurgă la șoaptă ca dialogul nostru să rămână confidențial. Cum e cu putință una ca asta? Și de ce n-ar fi cu putință? Niciunul din noi n-a fost rău de la bun început. Adică vrei să spui că la început ați fost îngeri? Eu da. Lucifer este un heruvim. Derutat, mi-am imaginat o mulțime de copilași dolofani înaripați și purtând scutece, la care el mi-a răspuns printr-o privire încruntată. Nu e așa cum îți închipui tu, îmi spuse pe un ton puțin ridicat. Heruvimii dețin rangul cel mai înalt pe scara noastră ierarhică. Sunt cei mai puternici dintre noi toți. Adu-ți aminte că atunci când l-a creat pe Lucifer, Elohim însuși l-a numit desăvârșit.
Elohim, forma de plural a lui El, Eloah, este primul nume al lui Dumnezeu apărut în Biblie și a devenit cel mai utilizat de poporul Israel atunci când numele Yahweh a fost considerat prea sacru pentru a fi rostit. M-am întors cu fața spre el, studiindu-l în mod direct de data asta. Avea o frunte largă și pomeți înalți, o mustață scurtă contura cu precizie linia buzei de sus, care se potrivea perfect cu cea de jos. Un smoc de barbă nerasă întuneca bărbia și gâtul, asemenea lichenilor crescuți pe o piatră netedă. L-a numit desăvârșit din motive întemeiate. Lucifer a fost capodopera sa. El era puternic, era uns de Dumnezeu și de o frumusețe fără pereche. Mi s-a părut că l-aud oftând. Dar serafimii, am întrebat, nu pentru că aș fi fost un mare cunoscător în domeniu, dar potrivit zvonurilor care circulau în lumea literară, aceste două cuvinte, heruvim și serafim, fuseseră inscripționate la un moment dat pe plăcuțele de înmatriculare ale celor două limuzine aparținând Annei Rice. Anna Rice, scriitoare americană de romane gotice și mai târziu religioase, una din cele mai citite autoare din istorie. Serafimii sunt niște războinici de temut, dar heruvimile sunt superiori în rang și mai există și arhanghelii. Ai auzit de Mihail și Gabriel? Vocea sa căpăta o intonație ușor diferită, abia perceptibilă de fiecare dată când rostea aceste nume, inclusiv numele lui Lucifer sau pe al său. Nu era chiar un accent aparte, ci mai degrabă o alungire a sunetelor din vârful limbii, ca și când adevăratele nume în limba lor originară ar fi imposibil de pronunțat în limba noastră. Remarcând acum această inflexiune ciudată, mi-am dat seama că ea se regăsea și în vorbirea femeii din librărie, ca și în cea a bărbatului din cafenea. Nu are rost să intru în detalii cu privire la diferitele tipuri de heruvim și serafim. Poate că e mai bine să nu ți-i descriu, ca nu cumva din cauza chipurilor și aripilor lor să-ți închipui că suntem niște anomalii ale lumii spirituale. Dincolo de profilul feței sale, de pe un vitraliu al bisericii ne privea un sfânt cu ochii săi goi, formați din bucățele dislocate de sticlă pictată. Dar tu, din ce categorie faci parte? A, eu. Își desfăcu mâinile în poală. Palmele aveau o culoare mai deschisă decât dosul mâinilor, fiind transversate de cute transversale întunecate. Bătăturile vizibile pe suprafața palmelor sale păreau de-a dreptul absurde. Un ceas din oțel inoxidabil se ițea de sub mâneca hainei sale. Eu am fost membru al oștirii. O lumină strălucitoare, splendidă și pură. Și cum s-a întâmplat schimbarea ta, vreau să spun? Întrebarea îmi lăsă pe buze un gust suprarealist. Lucian își ridică mâna și își masă ceafa. La fel o văzusem făcând și pe Sheila în timpul uneia din migrenele sale. Ar trebui să încep cu începutul, dar locul acesta nu-i potrivit pentru conversație. Din cauza crucilor? Nu! Din cauza că rugăciunile celor de colo îmi dau dureri de cap. Crucea nu te deranjează. Pe tine ar trebui să te deranjeze mai mult, doar a fost folosită pentru uciderea altor oameni. Nu mă gândisem la asta. Mai rămâi dacă vrei, dar eu plec. Se ridică în picioare și se îndreptă spre capătul șirului de bănci până pe culoarul dintre strane. Cu 2 săptămâni în urmă l-aș fi lăsat bucuros să plece. M-aș fi culcat pe băncile din primul rând, de fapt, și m-aș fi interesat cum să fac ca să mă mut în biserică. Dar în clipa de față aveam nevoie să aflu ce legătură aveam eu cu toată povestea asta. Răspunsurile sale obscure nu-mi lămureau nici de cum întrebarea asta, care mă frământa de 2 săptămâni încoace. Am ieșit din biserică, clipind des din pricina luminii rece a după amiezii. De acum îi puteam observa părul sârmos și cărunt de deasupra urechilor, petele întunecate de pe obraji, toate astea trădându-i vârsta.
emana o stare de spirit, o impasibilitate care mi insufla un oarecare sentiment de neliniște. Era îmbrăcat simplu, nesofisticat, cu niște pantaloni asemănători celor pe care îi purtam eu în seara aceea în librărie, mai uzați în dreptul genunchilor. Pentru oricare terță persoană ar fi putut trece drept un profesor ieșit la plimbare la sfârșit de săptămână. Un contabil bucurându-se de o zi liberă. Un turist. Așadar, ai plecat din iad ca să te întâlnești cu mine în biserică. Mi-am vărât mâinile în buzunare. N-am fost niciodată acolo. La biserică? În iad? L-am privit chiorâș. Știi atât de multe lucruri greșite despre mine, Clay. Înțelepciunii tale convenționale îi lipsește un singur lucru, înțelepciunea. Niciunul din noi nu a fost în iad. Deci nu există așa ceva? Nu, acum nu. Adică vrei să spui că nu ai fost în iad încă? Îmi aruncă o privire atât de încruntată încât îmi îngheță inima în piept. Am început să umblu țeapăn cu capul vârât între umeri zgribulit de frig. Într-o clipă, demonul a fost lângă mine, pășind în ritmul meu. Ca să încep cu începutul, trebuie să spun că originile mele le preced pe ale tale cu o scurtă eternitate. Ceea ce spui e lipsit de sens. Nici nu mă uitam la el. Începutul lumii nu înseamnă altceva decât începutul timpului. Scripturile care au fost scrise în folosul vostru încep de la momentul intrării voastre în istorie, dar originile mele sunt cu mult, mult în urmă. În paradis, presupun. Nu, în Eden. Cum? În grădina Edenului? Da, grădina aceea verde se afla în Eden, iar Edenul e aici, acesta. Își desfăcu larg brațele, cuprinzând cu gestul său tot peisajul din jur. Edenul a existat dinainte de grădina aceea și de primele ființe umane. A fost la început casa lui Lucifer și a mea. A ridicat din sprâncene. Ce, credeai că în lumea asta nu era nimic înainte de crearea voastră? Hohoti scurt. Cam etnocentric din partea ta, nu crezi? Te pomenești că o să-mi spui și că pământul e plat, sau nu? Ascultă-mă bine. Elohim a creat Edenul. Tot el ne-a creat și pe noi, inclusiv pe Lucifer. Fapt important de reținut, având în vedere că niciodată creația nu poate fi egală creatorului. În ce te privește, asta înseamnă că nu mai stă în picioare mitul potrivit căruia Lucifer ar fi adversarul cel hain al lui Dumnezeu. Eu credeam că Lucifer este vrășmașul lui Dumnezeu. Se opri brusc din mers. Clay, dacă vrei ca lucrurile să funcționeze între noi, trebuie să renunți la ideea asta. Aici nu e vorba despre așa zisa poveste clasică a luptei dintre bine și rău, care vă place vouă oamenilor atât de mult. Dar voi ați avut întotdeauna obiceiul de a distorsiona adevărul, transformându-l în ceva extrem de simplist și de banal, ca să nu spun de-a dreptul răsuflat. Ne-am reluat mersul și un răstim nu s-a mai auzit decât zgomotul pașilor noștri pe trotuar și din când în când foșnetul frunzelor uscate ce măturau asfaltul, precum și crâmpeie din conversațiile trecătorilor cu care ne intersectam, iar peste toate astea zgomotul mașinilor care goneau pe Massachusetts Avenue. În depărtare, clopotul unei biserici anunța jumătatea orei. În cele din urmă spuse: Elohim a fost Dumnezeul meu înainte ca voi să fi fost creați. Noi l-am numit așa, Dumnezeu puternic și creator, cu toate că numele acesta înseamnă mult mai mult decât atât. Îți spun asta din cauza că numele înfricoșătoare pe care noi le știam încă din primele zile nu pot fi rostite de limba omenească. M-am gândit din nou la cadența abia perceptibilă din cuvintele sale pe care o observasem și mai devreme. El a făcut o grădină în Eden și i-a dăruit lui Lucifer toate lucrurile, întreaga cârmuire, putere totală,
Acesta a trăit acolo ca un fiu întâi născut, preferatul tatălui, ca un șoim între vrăbii, ca un briliant între nestemate. Păi de ce v-a creat? Mai ales dacă știa că veți face ce ați făcut. Și eu te-aș putea întreba același lucru pe tine. Dar nu o făcu. De ce ne-a făcut el, n-am înțeles niciodată. S-ar putea presupune că se simțea singur, dar adevărul e că el n-avea nevoie de noi. Tu, care ai fost creat după chipul său, s-ar putea să ai un răspuns mai bun decât mine la întrebarea asta. Noi nu suntem la fel de privilegiați ca voi în această privință. În ce mă privește, scopul existenței mele, rolul meu în tot acest plan măreț, mi-a fost limpede încă de la bun început. Să mă prostern, să mă închin, să-i aduc laudă și să mă supun fiecărui cuvânt ieșit din gura lui El. Sună destul de plictisitor. Oare, imaginează-ți extazul de a vedea împlinit scopul pentru care ai fost creat. Nu puteam. De ce câteodată îi spui El? Din lipsă de respect? Ăsta e unul din punctele în care limba voastră omenească se dovedește mult prea săracă. El înseamnă Dumnezeul cel puternic, deși e un termen cu totul insuficient. Elohim are un înțeles mult mai larg, incluzând și ideea de pluralitate, Dumnezeul Dumnezeilor, ați spune voi. Dar indiferent cum i-am spune, El era pe atunci totul pentru noi, spre deosebire de ceea ce reprezintă pentru voi. Nu, tată, nu, asta n-a fost niciodată pentru noi, dar însăși rațiunea existenței noastre. Marele început, pururea milostiv, Alfa și Omega. Demonul oftă. Cât despre noi eram demni de a fi contemplați, splendizi, clari, fiecare distinct de ceilalți, dar totuși asemenea, strălucind mai puternic ca diamantele, am petrecut o scurtă eternitate reflectând slava lui Shekinah, asemenea unor oglinzi perfecte. Shekinah, manifestarea vizibilă a prezenței divine sau Duhul Sfânt. Cât de radioși eram! A fost momentul cel mai fericit, cel mai glorios din întreaga mea existență. Pentru o scurtă eternitate, dacă poți percepe acest concept, am fost fericit. Se deslușea o undă de amărăciune în vocea sa gravă. Umblând așa alături de mine, părea un om oarecare, care împărtășea unui prieten povestea minunatei sale căsnicii, lungă de 30 de ani și curmată prin moartea iubitei sale soții. Preț de o clipă, aproape că mi-a fost milă de el. Și atunci de ce te-ai ridicat împotriva lui? Își înălță privirea spre cer, mijindu-și ochii. Mi s-a promis mai mult. Ne aflam pe Brattle Street, în fața unui magazin care anunța reduceri de prețuri post-Halloween. Halloween, o sărbătoare de origine celtică, celebrată în noaptea de 31 octombrie, prilej cu care copiii se maschează în vrăjitori, mumii, și-au alte personaje și colindă pe la case întrebând păcăleală sau dulciuri. Pe la ferestre atârnau tot felul de măști, un amestec pestris de monștri, zombi și foști președinți, aceștia din urmă semănând jignitor de mult cu zombii, jignitor la adresa zombilor. Într-un colțișor pândea fața roșie ca focul lui Satan, între măștile lui Yoda și Spider-Man. Vederea acestei măști m-a făcut să tresar, de parcă Lucifer însuși, auzindu-și numele rostit, venise să tragă cu urechea la discuția noastră. Lucian s-a oprit în dreptul ferestrei roșii, din fruntea căreia țâșnea două coarne, în dreptul feței roșii, din fruntea căreia țâșneau două coarne cioturoase din poliuretan. A studiat-o atât de amănunțit de parcă nu mai văzuse niciodată ceva de genul acesta. Îmi aduc aminte de prima oară când am văzut o reproducere a semenilor mei, spuse în cele din urmă, părând să privească dincolo de geam, dincolo de magazin de fapt. Belial a insistat cu atâta înflăcărare să mă ducă să-mi o arate,
încât m-am așteptat la o adevărată minunăție, la ceva uimitor, în orice caz ceva cu totul diferit de imaginea hidoasă care mi s-a oferit, cu trup de om și ghiare de pasăre. Era acoperită cu blană, ca un țap oribil, și avea aripi negre, respingătoare. Am rămas stupefiat, nici de cum ofensat. Ce fel de monstruozitate au avut de gând să întruchipeze aici? Am întrebat. Belial, amuzându-se grozav de hidoșenia de sub ochii noștri, a făcut o plecăciune, arătând în direcția respectivă. Iată-l pe fiorosul Belial, a spus el, ceea ce mi s-a părut de-a dreptul ridicol, căci fusese întotdeauna atât de frumos. Îmi aruncă o privire consternată. Credeam că artiștii voștri geniali și smintiți deopotrivă se dau un vânt după viziuni profunde care transcend lumea asta materială. Dar constat că nu faceți decât să reluați aceleași motiv, pictând aceiași diavoli roșii cu coarne, înfățișându-l pe Lucifer, odorul nostru cel mai de preț, ca pe un țap umanoid grotesc. Și astea sunt imagine care s-au perpetuat până în ziua de azi. Urâți, schilozi, azvârliți afară din ceruri, mânați spre iad de săbile unor ființe cu părul bălai, cu fața impasibilă și cu veșminte albe, Mihai și Gabriel, presupun. Îmi întoarse spatele și porni mai departe. Ia gândește-te un pic, i-am spus pe un ton glumeț. De Halloween te poți masca în diavol și nimeni nu te-ar recunoaște. Mi-am regretat vorbele nesăbuite din clipa în care mi-au ieșit pe gură. Ia gândește-te un pic, a spus el încet. Ai putea trece pe lângă mine pe stradă fără să ai habar cine sunt. Dacă aș vrea, te-aș putea face chiar să mă dorești. Îmi aruncă o privire și m-am cutremurat la amintirea pletelor a rămii, a medalionului de argint odihnindu-se pe pielea aceea fără cusur, între sânii ei. De ce îți faci apariția așa sub diferite înfățișări? Dintotdeauna detestasem să fiu luat prin surprindere. Îmi place să le încerc pe toate, spuse el, de parcă ar fi fost vorba doar de niște șosete noi sau de o bicicletă. M-am gândit la bătăturile din palmele sale, indicatorii ai unui trecut care nu-i aparținea. M-am întrebat dacă nu cumva aparțineau altcuiva, sau dacă aparținuseră cândva în trecut. Am alungat rapid gândul acesta. Oi fi fost eu în căutarea adevărului, dar existau anumite lucruri pe care nu doream să le aflu. Câțiva zeci de metri mai încolo, Lucian se opri în fața unei ceainării. Aici fac un ceai chinezesc nemaipomenit. Nu ți-ai fi dorit să bei un ceai din ăsta când te aflai în China? Deschise ușa de sticlă și păși în lăuntru localului. Știam că nu-i pomenisem despre călătoria pe care o făcusem în urmă cu vreo 2 ani. Mă îndrăgostisem de țara asta și la un moment dat, în timpul căsniciei, chiar sugerasem să înfiem un copilaș din China. Evident, ideea nu mai era de actualitate. În semn de sfidare nu mi-am comandat ceaiul cu pricina, specialitatea casei, ci o cafea decofeinizată. Cât despre demon, acesta își luă un ceai de iasomie. Peretele din fundul ceainăriei era acoperit cu felurite bilețele de factură academică, socială sau personală, anunțuri pentru persoane dispuse să plimbe un cățel, să împartă camera cu o colegă lesbiană și reclame de exerciții pilates sau de tehnici de irigare a colonului. Lucian păstră tăcerea cât timp își extrase pliculețul de ceai din cană și-l așeză pe farfurioara alăturată. În chip ciudat, intuiția îmi șoptea că tipul trăgea de timp, fapt ce îmi dădea oarecum de bănuit. Ți s-a promis mai mult? Avusese dreptate în acea primă seară în cafenea. N-am uitat nicio propoziție, niciun amănunt. Deși nu mă putusem lăuda niciodată cu o memorie remarcabilă, cuvintele sale îmi reveneau în minte cu atâta insistență, încât singurul mod în care puteam să le elimin din conștiința mea era să le aștern pe hârtie. Chiar și în clipa de față, cuvintele pe care le rostise pe stradă
Îmi răsunau încă în minte și bănuiam că aveau să-mi rămână înfipte acolo, până în clipa când aveam să mă așez la masa de scris. Mă ignoră, așa că m-am gândit să repet întrebarea, dar tocmai în momentul acela făcu un gest foarte subtil și cumva absurd. Își țuguie buzele, iar pielea ridată îi se încreția automat, uscată ca o frunză proaspăt căzută. Și m-am minunat din nou de latura atât de pământească, de umană a ființei sale, care maică mă făcea să uit de adevărata sa identitate. Era un demon. Pretutindeni în jurul meu, viața zumzăia ca o mașinărie, indiferentă la orice alte sunete decât la propriile zgomote, la fel de neștiutoare cu privire la intrusul strecurat printre roțile și pistoanele sale, cum fuseseră oamenii din cafenea în acea primă seară, asurziți de bâzăitul cotidian. Ceasul de colo de pe perete cu ticăitul lui zgomotos, spuse el, m-a făcut să-mi dau seama că nu am cum să-ți explic câtă vreme a trecut așa, cât a durat viața mea de dinainte. Nu-i ciudat? Pur și simplu nu pot să estimez. Voi vă uitați pe calendar și spuneți că v-ați născut în ziua cutare și ați fost căsătoriți timp de 5 ani. În ce mă privește, nu pot face astfel de socoteli. Ar putea fi vorba de ere, de milenii, de epoci, sau poate să fie doar un moment. Nu știu. Atunci când cineva precede nașterea timpului, o epocă poate trece precum o singură zi fără să-și dea seama. E un clișeu, o expresie devenită banală, extrasă parcă dintr-un roman de dragoste. Timpul stătea pe loc. Dar ăsta era adevărul. Eram vrăjiți, înrobiți de propria noastră stare, de fiecare aspect al existenței noastre, de însuși scopul pentru care trăiam. A fost epoca de aur a existenței noastre, în comparație cu care toate celelalte epoci care au urmat au fost doar umbre palide. Luă pliculețul de ceai de pe farfurioară și îl stoarse între degete, fără să-i destrame conținutul. Totul s-a sfârșit din cauza unei simple priviri. Cum adică din cauza unei priviri? Păi, cum ia naștere orice lucru nou? Cum începe, de pildă, o aventură extraconjugală? Habar n-am. Își ridică privirea spre mine. Atunci o să-ți spun eu, de la o privire, de la un gând și de la posibilitatea ca acel gând să fie transpus în practică. Chiar și Narcis din legendă, care semăna cel mai bine cu stăpânul meu în această privință, s-a îndrăgostit de sine însuși în clipa când a privit în oglinda lacului și a văzut propriul chip. Și a vărât din nou pliculețul cu ceai în cană. A rămas tăcut un moment, amestecând în ceaiul din care nu gustase încă. Clay, vreau să spun un lucru. O să-ți dezvălui un secret, unul pe care de-abia cutez să-l șoptesc. Atunci când vei pune pe hârtie conversația noastră de acum, adăugând-o celorlalte, asta este pagina pe care aș distruge-o prima, dacă n-ar fi punctul central al întregii povești. Brusc am avut o viziune în care un pied paper demonic mă ademenea nu prin intermediul muzicii, ci al cuvintelor, îndreptându-mi pașii către un desnodământ necunoscut. Pied Piper, erou unei legende medievale germane care se răzbună pe locuitorii orașului Hamelin din cauza că nu i-au plătit pentru munca pe care o făcuse, aceea de a fi exterminat șobolanii care invadaseră orășelul. Astfel, el cântă din fluier și toți copiii din orașul urmează vrăjiți, părăsindu-și ținutul natal pentru totdeauna. Eram prins cu totul în extazul închinării, al adorării lui Elohim pentru tot ceea ce reprezenta el, în trecut, prezent și viitor. Mi-am ridicat brațele ca să mă acopăr ochii. Slava lui, așa numita Shekinah, e copleșitoare chiar și pentru noi. Am izbucnit în plâns din pricina tulburării și am plâns până când aproape că mi-am pierdut răsuflarea. Prezența lui Dumnezeu se simțea în momentul acela atât de intens încât am fost copleșit.
și de fiecare dată era la fel. În timp ce îmi vorbea, nu se uita la mine, ci parcă prin mine. Însă de data asta, când mi-am coborât brațele, lacrimile îmi scânteiau în colțul ochilor, asemenea unor cristale sclipind în lumina soarelui. Am contemplat cu uimire frumusețea grădinii și frumusețea semenilor mei care se reflecta în toate lucrurile ce ne înconjurau. Dintr-o dată, ceva anume mi-a captat atenția, o făptură care se distingea de toate celelalte prin strălucirea sa orbitoare, vrăjindu-mi privirea încețoșată de lacrimi, lacrimi pe care le-am dat la o parte, de parcă ar fi fost niște solzi. Lucifer, am șoptit eu. Da, prințul și cârmuitorul nostru s-a coborât printre noi, care eram holda lanul său de grâu. Eram pur și simplu orbit. Crede-mă, mă căsneam să văd și nu reușeam. Am crezut că mi-am pierdut vederea. Îți poți închipui așa ceva? Poți pricepe oare? Capul său era mai strălucitor decât însuși soarele vostru. Aripile lui păreau făcute dintr-un metal atât de pur, încât până și mercurul pălește în comparație cu el, sclipind asemenea nestematelor încrustate într-un chip desăvârșit, atât de strâns îngemănate, încât aduc cu străfulgerarea unui diamant. Până și mâinile și picioarele lui erau perfecte, precum gheața curată, netede ca alabastrul. Dar ceea ce m-a fascinat mai presus de toate era puterea, puterea și farmecul lui. Am știut pe loc cu o siguranță cum nu mai simțisem până atunci că mă aflam în prezența celei mai minunate făpturi create de Dumnezeu. M-am cutremurat la vederea lui. Atâta lumină, atâta glorie, prea frumosul meu. Rostea lucrurile acestea cu ochii închiși, fiecare cuvânt prăvălindu-se între noi asemenea unui bolovan. Lucian își sprijini obrazul în palmă. Iar Lucifer, prințul meu, a auzit strigătul inimii mele și și-a întors privirea spre mine. Căutătura sa directă era mai mult decât puteam suporta, o privire îndelungă, meditativă. Eram vrăjit, pârjolit de atâta strălucire, mistuit de atâta perfecțiune. Am căzut cu fața la pământ, cum făcusem de milioane de ori înaintea lui El, doar că de data asta mă prosternam în fața lui Lucifer. Iar inima mea l-a proslăvit nu pentru felul în care întruchipa el opera Creatorului, nici chiar pentru rangul său înalt în subordinea acestuia, ci pur și simplu pentru splendoarea lui. Iar Lucifer și-a dat seama de asta numai decât. Și asta te-a transformat într-un demon? Nu, păcatul nu stă în ispită. Inevitabil gândul mi-a fugit la obrei. N-am știut niciodată când anume depășise linia aceea. Mă torturasem singur căsnindu-mă să identific cu precizie momentul trădării sale, cea mentală dinainte să treacă la fapte și momentul în care am pierdut-o. Chiar și după ce plecase, am continuat să studiez facturile telefonice, desfășurătorul plăților efectuate și apelurile primite. Am reconstituit toată agenda întâlnirilor și deplasărilor sale de serviciu din ultima lună petrecută împreună, răvășit de furie, cu o febrilitate obsesivă în ciuda inutilității acestor eforturi. Demonul își încolăci degetele în jurul cănii cu ceai ca pentru a-și încălzi mâinile, un alt gest care mi s-a părut grotesc de banal, de uman, și spuse: uneori mă întreb ce-o fi văzut el în clipa aceea. Un înger de rang inferior prosternat înaintea lui, o ființă deosebit de frumoasă privită individual, dar atât de fadă în comparație cu el? Sau poate o reflexie a propriei sale făpturi văzută însă într-o oglindă imperfectă, precum lacul lui Narcis? Nu știu, nici măcar nu pricep cum de s-a uitat la mine. Probabil că mi-a simțit adorația și asta i-a făcut plăcere. De fapt, sunt convins că i-a făcut plăcere. De unde știi? Am simțit. Ține minte că noi nu suntem ca voi.
Atunci când împărtășim același țel, devenim o legiune de ființe perfect armonizate, o armată fără cusur. Așa că la fel am simțit și când și-a luat privirea de la Elohim și-a privit spre mine, pentru ca, în cele din urmă, să se privească pe sine însuși. Și pe deplin conștienți de ceea ce se petrecea, am simțit freamătul care se stârnise și care ne cuprindea rând pe rând, asemenea pieselor de domino ce se prăbușesc una peste alta. Dar, spre deosebire de micuțele piese de fildeș care zornăie vesel, străfulgerarea acelui moment de tulburare a răsunat precum un vuiet, ca de tunet, în urechile mele. Tu nu poți să înțelegi cum e pentru o ființă angelică să audă toată perfecțiunea universului năruindu-se într-o clipită. Își masă fruntea, prinzându-și puntea nasului între degete. E asurzitor, asurzitor. Lucifer s-a ridicat, însuflețit de agitația iscată, având o privire înspăimântătoare și o expresie neclintită. Cât de frumos, cât de teribil era chipul lui. Cred că priveliștea aceea mă va însoți pentru totdeauna, ca scrijelită cu fierul înroșit în mintea mea, punct culminant al unei amintiri desăvârșite. Își lăsă mâna să-i cadă și brusc se ridică în picioare. Mai dorește apă fierbinte? Capitolul 4. Urmărindu-l cu privirea, în timp ce înconjură barul, mă așteptam să nu se mai întoarcă. Cu toate astea, spre surprinderea mea, a revenit peste câteva momente cu un ibric cu apă fierbinte. A umplut mai întâi ceașca mea, după care a turnat câteva picături și nasa, nici n-ar fi încăput mai mult, căci nu se atinsese deloc de ceaiul său. M-am uitat la ceașca mea. Haide, bea, îmi făcu el semn. Vreau să văd că-ți face plăcere. De parcă n-ai fi văzut oamenii făcând lucrul acesta secole de-a rândul. Milenii, vrei să zici. Dar nu mă satur niciodată să privesc. Îmi dă o senzație agreabilă și mă întreb cum o fi să-ți găsești plăcerea în ceva ce durează atât de puțin. Am luat o sorbitură. Dă-mi voie să te întreb ceva. Desigur. Își reluă locul pe scaun înclinându-și capul binevoitor. E evident că nu ți-a făcut plăcere să-mi destăinui acest episod din, am bâșbâit pentru o secundă, trecutul tău. Și atunci, de ce mi l-ai dezvăluit? Am avut în clipa aceea o senzație stranie, la fel ca în copilărie, când urcam în fugă scările din pivniță, urmărit de umbre, care s-a materializat într-un gând. Oare compatrioții săi erau aici și ei? Știau și încuvințau felul în care mă abordase el? Ești cu el acum? Am adăugat sub imboldul momentului. Vrei să zici în momentul ăsta? Am dat din cap că da. Mi-a aruncat o privire ciudată. Vorbești serios? Oh, așa se pare. Nu, bineînțeles că nu. Ca și tine și ca și el, nu pot să fiu decât într-un singur loc odată. Pe bune, te uiți prea mult la televizor. Se uită la ceas părând a cântări timpul. O undă de neliniște mi se strecură în inimă. Demonul, de obicei atât de sensibil în toate stările mele, părea de data asta complet absorbit de propriile gânduri. În cele din urmă își încrucișă brațele. Când oamenii vorbesc despre subiectul ăsta, îl fac să sune de-a dreptul stupid. Lucifer a fost mândru, a râvnit să fie egalul lui Dumnezeu când s-a răzvrătit, o treime din numărul îngerilor l-a urmat. Am auzit toate versiunile, da, chiar și în bisericile voastre. Dar trebuie să înțelegi un lucru. Noi toți eram mândri și Lucifer, el era cărmuitorul muntelui lui Dumnezeu. Așadar, ni s-a părut o reacție naturală și cât se poate de întemeiată ca, atunci când el și-a întins brațele ca un domnitor asupra vasalilor săi, noi să-i jurăm credință. Pentru o clipă,
oricât ar fi durat aceasta, căci trebuie să facem abstracție de limitările temporale, am uitat cu totul de el. Am auzit atunci gândurile lui Lucifer la fel de clar ca și când le-ar fi rostit cu voce tare și ar fi ridicat pumnul în aer și ar fi strigat. De ce să nu mă proslăviți pe mine? De ce să nu vă prosternați în fața mea? Nu sunt eu prințul vostru, cel fără de cusur, de 1000 de ori mai puternic decât 1000 dintre voi la un loc, de 1000 de ori mai frumos, mai puternic decât orice închipuire? Priviți acum, mă voi înălța la ceruri, îmi voi așeza tronul dincolo de stelele lui El, voi ședea pe muntele sacru, mă voi înălța mai presus de norii slavei, voi fi asemenea celui preanalt. Își luă iar privirea de la mine și am știut că o parte a ființei sale se întorsese în locul acela, în Edenul de odinioară. Rămase așa cu buzele arcuite într-un zâmbet deloc atrăgător. Cu o clipă, cu o eternitate mai devreme, aș fi știut că se făcea vinovat de blasfemie, de ambiție condamnabilă, despărțit de paradis. Aș fi știut. Însă în clipa aceea, raționamentul său părea absolut corect. Cum altfel să fi fost dacă provenea de la o asemenea creatură? În umbra lui Elohim, el părea vrednic de laudă. Semăna cu un Dumnezeu. Strălucirea sa era copleșitoare, încât mi-am dorit ca el să fie Dumnezeu. Lucian pescui pliculețul de ceai din ceașcă și îl strivi între degete, împroșcând cu apă în farfuriară. Dar el știa asta? Cum să nu știe? Premiza nerostită, desigur, dar sugerată prin gânduri insistente era că aceia dintre noi care îl vor urma aveau să ocupe la rândul lor poziții de mărire. El urma să devină un Dumnezeu, iar noi aveam să devenim asemenea lui. Întreaga oștire a rămas încremenită la răsunetul disonant al acestei rupturi care ne-a lovit ca un trăsnet. Totuși, m-am închinat înaintea lui și la fel au făcut mulți alții. Din acel moment, destinul legiunii a fost pecetluit. Timpul, care nu fusese creat încă, și-a început curgerea iluzorie numai pentru noi. Nu că am fi știut asta pe atunci, eram prea absorbiți de ceea ce se întâmpla. Am mutat tronul lui Lucifer chiar acolo, în Eden, în toată splendoarea lui. Era un scaun de cărmuitor și ne-am apropiat cu toții, gata să ne luăm în primire noile ranguri. Am pus mâna pe tron, hotărât să-l mutăm. Îmi amintesc și acum senzația pe care am avut-o când l-am atins. Poți pricepe asta, Clay? Nu, sigur că n-ai cum. Înainte să mă desmeticesc, mi-a înșfăcat mâna, atingerea pielii sale furnicându-mă în palmă. Am tresărit, dar m-a apucat și mai tare, la fel cum făcuse în librărie. N-am putut să mă eliberez din strânsoarea sa. Aurul din care era confecționat era fierbinte, incandescent de slavă, slava lui Lucifer. M-a însemnat din clipa în care l-am atins. M-a strâns de mână și mai tare, contopind carnea cu metalul, dar, în loc să-i dau drumul, mi-am încleștat mâinile și m-a strâns pe el, savurând cu sete pârjolirea propriei cărni, un preț fericit pentru metamorfoza mea. Furnicăturile din palma mea deveniseră de-a dreptul dureroase. Palmele lui erau inuman de fierbinți. Și atunci am simțit un val de energie năvălind în venele mele ca adrenalina. Bătăile inimii mi-au bubuit în urechi mai repede, tot mai repede. Eram convins că în mai puțin de 1 minut aveam să sufăr un atac de cord. Sau că aș fi fost în stare să alerg într-un maraton. L-am auzit pe demon vorbindu-mi parcă de undeva din depărtare. Și eu, la rândul meu, aveam să devin ceva mai mult decât un biet înger. Iar asta avea să fie transformarea mea. Acea arsură nu înseamnă durere, ci alchimie. Dârele de lumină, bilețelele de pe perete, recipientele pline cu ceaiuri exotice, toate astea se estompau în jurul meu.
De mult, pe vremea când eram student, mi s-a rupt un mușchi abdominal în timp ce alergam în cursa cu obstacole, iar șocul accidentului, ca și sângele pierdut, aproape că m-au făcut să leșin. Acum simțeam același lucru, doar că nu mi era greață și nu vedeam ca printr-un tunel. Dimpotrivă, vederea mi se lărgise, împingând realitatea spre marginile conștiinței mele, asemenea unei cortine ce alunecă spre capătul scenei. În clipa aceea a început să răzbată un murmur din depărtare. Se făcu tot mai puternic până când deveni precum foșnetul a mii și mii de aripi, de parcă aș fi intrat într-un coteț imens plin cu creaturi uriașe înaripate, ale căror trupuri erau prea înghesuite unele între altele, ca să pot vedea altceva decât fărâme intermitente de lumină. Mii de voci mi-au asurzit urechile și m-au umplut de însuflețire. Vocea lui Lucian răzbătu până la mine. Înflăcărarea noastră m-a îmbătat. Urma să avem un alt Dumnezeu, unul care se afla în mijlocul nostru, care ne făgăduia favoruri, un seamăn de al nostru avea să se înalțe până în cerul al treilea, unde nu se lășluise niciodată, deși îi fusese îngăduit accesul. Iar noi, intruși ceilalți, aveam să ne înălțăm împreună cu el și să-i așezăm tronul acolo. Aveam să intrăm acolo alături de noul nostru Dumnezeu, pășind drepți și semeți la dreapta sa. Prin intermediul viziunii induse de demon am văzut, de fapt, mai bine zis, am simțit, o entitate bizară ce revărsa o lumină indescriptibilă asupra larmei generale. Ea nu anihila lumina pe care o emanau demonii din jur, cum ar fi fost de așteptat, ci, contrar oricărei logici, o amplifica. Abia acum mi-am dat seama că gigantica creatură radia propria-i strălucire asupra hoardei demonilor, asemenea unor oglinzi care reflectă lumina soarelui. Lumina lui Lucifer. Eram în extaz, cuprins de o stare de beatitudine care nu semăna cu nimic din ceea ce experimentasem în facultate, indiferent ce substanțe aș fi consumat. Niciun drog, nici o doză de cocaină pură nu s-ar fi putut compara cu ce simțeam acum. Atunci, mâna lui și-a slăbit strânsoarea. Am simțit o ușurare teribilă, asemenea unei corzi elastice eliberate brusc, din nou la masă, redevenind eu însumi, iar șocul revenirii a fost atât de brutal încât m-am trezit gâfâind. Am tras cu nesați aer în piept, asemenea unui înotător care iese la suprafață din adâncimi ce i-au fost aproape fatale. Lumina din ceainărie părea la fel de intensă ca într-o sală de operații și m-am simțit ca pironit de o gravitate nefirească pe scaunul tare de sub mine, cu mădularele înțepenite de parcă aș fi trudit zile în șir. Am simțit o nevoie inexplicabilă de a plânge. Eram prea conștient de învelișul meu omenesc, de emoțiile care mă asaltau învălmășite, atât din sfera umană cât și din afara ei, și care îmi dădeau o stare de nervozitate. De cealaltă parte a mesei, Lucian își extrase din cană rămășițele pliculețului de ceai. Ce a fost asta?" am întrebat, de îndată ce am reușit să-mi depășesc senzația de greață. O amintire din trecut, ceva ce a fost cândva," spuse el fluturând din mână. Încătușat în bietul înveliș al trupului meu uman, puteam încă să simt extazul, să văd creatura emanând lumina asemenea petelor care zăbovesc în spatele pleoapelor după ce ai privit la un fulger. Eram trist, dezarmat. Nevoia de a plânge s-a transformat în dispreț. M-am simțit manipulat, ca și cum mi s-ar fi administrat un drog fără să știu, iar asta m-a adusese într-o stare pe care condiția mea umană n-ar fi putut să o îndure și nici să o atingă vreodată în lipsa acelui drog. Îmi cer scuze. Aveam nevoie să înțelegi, să știi, să simți și tu ce a însemnat înrudirea mea cu el. Deci asta a fost acea stare de beatitudine. M-a trecut un fior. Dacă era adevărat ce spusese, tocmai experimentasem în mod indirect contopirea cu diavolul.
M-am ridicat de la masă mai țeapăn decât era de așteptat. Lucian își desfăcu brațele. Ei, haide acum! Mi-am înșfăcat jacheta și am pornit hotărât către ușă. Ajuns în stradă, m-am întrebat dacă nu cumva mă purtasem prostește, dacă, precum un îndrăgostit care pleacă trântind ușa după o ceartă zdravănă, ar fi trebuit să mă întorc înapoi. Dacă ăsta avea să fie sfârșitul, poate că aveam să scap de el, să scap de toată tărășenia. Gândul acesta nu mi-a adus niciun pic de ușurare. Dimpotrivă, mi-a provocat o stare de panică. Dacă ăsta era sfârșitul, însemna că aveam să pierd accesul spre ceva, spre acel context mai larg, care conținea răspunsuri la întrebări pe care nu știusem să le formulez. Și lucrul cel mai grav, nu aveam să aflu niciodată ce legătură au avut toate astea cu mine, întrebare care începea să mă macine. Oare aveam să rătăcesc de acum ca un neterminat, conștient că există și altă dimensiune, a cărei poartă de acces se închisese din vina mea? Aveam să fiu bântuit la nesfârșit de cuvintele sale, cuvinte care mă frământau noapte de noapte până ajungeam să le aștern pe hârtie doar ca să scap de ele? M-am întors în ceainărie fără să știu exact ce voiam să fac or să spun. Însă masa din spate era goală, căci una din fetele de la bar adunase deja ceștile, ibricul cu apă și pliculețele de ceai. Părăsind localul, cuvintele sale au continuat să mă urmărească, precum un spectru care îmi șoptea în ureche viziuni paradisiace și demonice. Capitolul 5. Mâinile mi-ardeau ca pârjolite de tronul incandescent ce amenința să mă orbească și să-mi topească aripile, dar eu mă încăpățânam să nu-i dau drumul. Mă simțeam greu, greu și imponderabil, de parcă aș fi venit dintr-un loc cu o gravitate de 5 ori mai puternică decât cea de aici. Și iată-l pe Lucifer, împrăștiind lumină în cerurile de deasupra mea, o lumină atât de puternică încât acum aripile celorlalți deveniseră aproape translucide, iar trupurile lor albe, incandescente, așa încât m-a străfulgerat un gând. Și noi ne-am metamorfozat. Și în clipa aceea m-am simțit cuprins de o recunoștință imensă pentru faptul că eram înrudit cu creatura aceea splendidă. Era o identitate nouă, fantastică, ce mi-a făcut inima să bată nebunește în propriul pieptul nemuritor. Nu eram singurul care simțeam asta. L-am aclamat împreună cu ceilalți arhangheli și serafimi, cuprinși cu toții de un sentiment de venerație și ținându-ne de mâini. Fusesem martorii slavei sale, ne plecaserăm genunchii în fața lui. Nu mai aveam nicio cale de întoarcere și nu mai puteam să anulez jurământul de credință pe care îl făcusem. Renunțasem iremediabil la mulțumirea pașnică a existenței mele de dinainte, prin cuvinte și acțiuni irevocabile. Ne-am înălțat cu repeziciune spre ceruri, atrași de Lucifer, ca de un magnet, animați de o singură dorință, a lui Lucifer. Întregul cosmos se redusese parcă la întinderea aripilor sale, care acopereau cerul, la strălucirea sa care făcea stelele să pălească, la forța ascensiunii sale ce străpungea văzduhul. Dar apoi s-a întâmplat ceva. Cu cât ne avântam mai sus, pe măsură ce ne apropiam de vârful muntelui lui Dumnezeu, un sentiment inevitabil mi se strecură în inimă. Îmi cuprinse încet încet tot trupul ca o plagă, se furișă în oasele mele ca o durere surdă. Mi-am spus că era din cauză că pătrunsesem pe un tărâm străin. Doar Lucifer mai urcase atât de sus ca să șadă în sala tronului celui atotputernic. Dar nu, era mai mult decât atât. Ceva nu era în regulă. Mă simțeam dezgolit, deși în culmea gloriei. Acum, cu foșnetul aripilor noastre răsunându-mi puternic în urechi, am observat un lucru ciudat. Serafimii mă priveau cu invidie. Unul din ei chiar m-a lovit peste mâini ca să dau drumul la tron. Mi-am dat seama de intenția sa și m-a cuprins furia.
Serafimul acela căuta să intre în grațiile lui Lucifer, luându-mi locul privilegiat din apropierea tronului său. Nu avea nicio importanță faptul că mi-era superior în rang. Ne aflam într-o competiție anarhică dictată de ambiții personale, așa că nu simțeam nici de cum că datorez vreo loialitate ordinii ierarhice. Îl uram și, deși nu mai ridicasem niciodată mâna împotriva cuiva, l-am apucat de aripă, sfâșiindu-i o. Atunci s-a repezit să mă zgârie cu chipul contorsionat de furie, înfingându-și degetele în trupul meu ca niște ghiare, până n-am mai rezistat și am dat drumul la tron cu un țipăt de durere. Înnebunit de furie, la rândul meu, m-am agățat de el, de picioarele lui, și am început să-l smucesc, încercând să-l fac să cadă. L-am blestemat cu cuvinte noi, pe care nu le cunoscusem înainte, cuvinte lipsite de orice urmă de evlavie. Toți cei din jur au început de acum să strige cu privirile pline de ură, fiecare râvnind să capete întâietate în ochii noului Dumnezeu, fiecare nutrind gelozie față de seamănul lui. Rebeliunea, care până acum ni se păruse un act măreț, se revărsa amplă și hidoasă din inimile noastre. În flăcărarea noastră, ambițiile noastre toate au degenerat în violență. Și pe măsură ce ne înălțam tot mai sus, situația devenea tot mai gravă, până când n-a mai rămas niciun înger căruia să nu-i se citească amenințarea pe chip, niciun serafim care să nu fi căzut rob mândriei, niciun arhanghel căruia să nu-i sclipească ochii de poftă. Întemeiaserăm o nouă ordine, ne întronaserăm propriul Dumnezeu și aduseserăm haosul în lume. Stelele nu aveau de gând să tolereze această stare. Înainte să ne înălțăm deasupra cerului al doilea, văzduhul fu brăzdat de fulgere. Am simțit din nou furie, dar de data asta nu era furia mea. Era o furie dreaptă, justă, complet diferită de haosul ce domnea în hoarda noastră a răzvrătiților. Îngerii oștirii se aflau deasupra capetelor noastre. Am recunoscut printre ei chipuri pe care odinioară le iubisem. În vis le cunoșteam și am fost uluit de puritatea și sfințenia puterii lor. Erau mai mulți decât noi și pentru prima oară am simțit adevărata putere a oștirii lor, oștire din care făcusem și eu parte cândva. Am văzut mâinile fârtaților mei ridicate împotriva mea și m-am temut pentru mine. Iar apoi mi-a fost și mai teamă pentru că nu mă mai temusem niciodată până atunci. Tronul căzu din mâinile noastre și prin încălceala de brațe, aripi și capete se prăbuși undeva departe, o fărâmă de lumină scufundată într-un ocean de întuneric. Am privit preț de o clipă, îngrozitoare clipă, cu urletul lui Lucifer mugindu-mi în urechi de undeva de dedesubt, cum tronul de aur se făcu din ce în ce mai mic până dispăru cu totul înapoi în Eden. În visul meu eram atât de familiarizat cu acel Eden primordial, încât îmi și imaginam tronul zăcând în mijlocul lui, distrus și împrăștiat în mii de splendide fărâme, printre pietrele sclipitoare ale unei armonii de mult uitate, ultimele rămășițe ale planului nostru. Dar nu, când m-am uitat, Edenul, acest tărâm al splendorii, era cufundat în întuneric. Nu se mai zărea nicio licărire de lumină, nimic. Prăbușindu-mă din înalt, zburând spre cerurile de mai jos ca să scap de mâna oștirii ce străjuia cerul al treilea, mi-am dat seama că singura sursă de lumină rămasă era Lucifer. Unde erau pietrele sclipitoare din grădină, ce altădată reflectau strălucirea intensă a prințului nostru, chiar și de la o asemenea depărtare? Nu mai văzusem niciodată pământul de la așa distanță, nu mai privisem niciodată în jos spre el ca acum. Dar cu toate astea am știut că ceva cumplit se petrecuse. Și atunci am văzut cum bezna înghițea pământul umbrit, acoperindu-l precum un val de cerneală, târându-se încet pe suprafața lui, până când păru să-l mistuie cu totul, îngropând grădina într-o mare de întuneric. Lumea mea se topise în besnă,
de parcă cineva ar fi acoperit planeta cu un giulgiu, o manta neagră ca tăciunele, pe care mâinile noastre o azvârliseră, înecând tot pământul. Lucifer fugi din fața atacului îngerilor și m-am trezit tocmai pe când rebelii, neavând unde altundeva să se ascundă, se luară după el. L-am văzut, prințesătura visului de acum destrămată, conducându-i undeva departe, o dâră luminoasă printre stele, o cometă șerpuind strălucitoare prin văzduh. În visul meu nocturn, dorința de uzurpare a raiului, precum și întunericul Edenului, îmi deveniseră mai reale decât propria-mi locuință, decât așternuturile dezordonate în care zăcusem. Chipul acelui serafim fusese mai cumplit decât orice coșmar pe care mintea mea l-ar fi putut zămisli. I-am simțit mirosul sărat al transpirației, atingerea murdară pe brațul meu. Nu mai experimentasem în viața mea o emoție atât de teribilă, în forma cea mai pură. Nici chiar atunci când mă confruntasem cu supliciul infidelității celei ce mi-era soție. Probabil că asta era răzbunarea lui pentru că plecasem din ceainărie. Chiar dacă era așa, nu aveam cum să-i cer socoteală și nu știam, cum nu știusem nici până atunci, când aveam să-l mai întâlnesc. În dimineața următoare, așezat la birou, cuvintele îmi curgeau din peniță ca un torent năvalnic, când dintr-o dată mi-a venit o idee. Deschizându-mi laptopul, l-am pornit și mi-am verificat agenda. 10:30 PM L 12 AM L și din nou în tot intervalul între 1 AM și 4 AM L L L.